bine dragoste multă, implicare, devotament pentru zona ei și pentru Neamț, în primul rând, pentru că Oana, de curând, vă dezvăluie, a organizat un super eveniment și la București, la Parlamentul României, unde din nou Ținutul Neamțului a fost la înălțime. A reunit astăzi meșteri populare, ansambluri folclorice, artiști desăvârșiți, adevărați promoteri ai folclorului autentic și ai artei tradiționale, într-un concept cu totul deosebit, subtitulatura Cu mândrie poartă ie. Surprize, momente inedite, inspirate din lumea sânzienelor, toate, să știți că au fost croite special pentru dumneavoastră, public iubit. Și în aplauzele voastre, desigur, vreau să o invităm pentru cuvântul de deschidere pe Oana Bulai. Felicitări, dragă Oana, pentru această inițiativă minunată. De altfel, ești și singurul parlamentar din Neamț care, iată, a deschis, sperăm că a deschis, pentru că vor mai fi și alte evenimente minunate la Neamț. Ai deschis șirul evenimentelor, un eveniment organizat 100% din buget propriu. Te felicit cu dragă inimă. Întotdeauna ai fost aproape de oameni, o iubitoare a tradițiilor și a portului nostru autentic. Mulțumesc, Talida, pentru prezentarea frumoasă pe care mi-ai făcut-o. Și să știi că și colegii mei parlamentari de Neamț vor avea surprize frumoase pentru romașcani și pentru nemțeni. Abia așteptăm. Așa că stați aproape. Dragi romașcani, stimați invitați, doamnelor și domnilor, nu pot să vă exprim în cuvinte bucuria pe care o am astăzi și emoția să fiu în fața dumneavoastră și să ne bucurăm împreună după un an și după o perioadă atât de grea de pandemie care ne-a luat bucuria de a ne îmbrățișa și de a fi împreună și iată că astăzi suntem aici în Parcul Municipal și serbăm ziua ei. Pentru mine, să știți că ea are o semnificație aparte. Îmi aduce aminte de bunica mea, Mini, de la Pipiric, care când eram mică îmi spunea povești și cel mai adesea era îmbrăcată în ie. Și eu eram fascinată de simbolurile pe care le vedeam cusute pe iile sale și Mimi avea de fiecare dată câte o poveste frumoasă despre fiecare simbol în parte. Și o ie îmi vorbea despre florile ei din grădină, o alta îmi vorbea despre Dumnezeu și semnul crucii, iar cea care mi-a fost cea mai dragă și am vrut foarte tare să o păstrez, îmi vorbea despre un erou și o dragoste pierdută pe front. Pentru că pe vremea bunicii mele încă mai existau eroi. Cred că pentru fiecare dintre noi ea are o semnificație. Dar cel mai important, ea cred că este acea conexiune între noi și tradițiile noastre, valorile, identitatea noastră ca neam. Pentru că nu e așa? Noi suntem români. Noi suntem aici, pe veci, stăpâni, dragii mei. Vreau să vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Nici nu știți de pe scenă cât de frumoși sunteți toți în ie și cât de mult mă bucur pentru asta și pentru că ați fost alături de mine atunci când mi-a fost greu și am avut nevoie de sprijinul vostru, dumneavoastră m-ați susținut. Vreau să mulțumesc echipei mele extraordinare, am o echipă minunată care m-a susținut din toate sufletele lor pentru a organiza acest eveniment frumos. Vreau să mulțumesc colegilor mei parlamentari care au venit din toate colțurile țării să fie prezenți astăzi aici la Roman. Mulțumesc primarilor din județul Neamț, preoților, profesorilor, părinților și copiilor care astăzi ne-au oferit acest minunat spectacol. Vreau să îmi acordați privilegiul ca de pe această scenă să ofer diplome celor care de-a lungul timpului au promovat valorile, cultura, arta și tradițiile din județul Neamț, colțul nostru de rai. Și pentru acest moment vreau să-l chem lângă mine pe Ștefan Popescu, colegul meu care mi-a fost de un real ajutor în organizarea acestui eveniment, a fost să mă ocup.
și să-mi iei jumătate din emoții ar fi extraordinar, pentru că tu de obicei mă ajut și să mă ajut și în privința asta. Țin eu florile și pe tine am să te las să înmânezi prima diplomă. Domnul Marius Coșerariu. Aplauze pentru Marius Coșerariu. Haideți, domnul Marius. Nu te lăsa așteptat. Cu tot cu fetițe. L-ați văzut evoluând ceva mai devreme pe scenă, alături de juniori, eu cred. În semn de recunoștință, nu vă auzim aplauzele. În semn de recunoștință pentru contribuția adusă la promovarea turismului, a tradițiilor populare, culturii și artei din județul Neamț, Colț de Rai. Și vreau și eu să-i spun lui Marius, așa cum mi-a spus el când a cântat, că îl iubesc foarte tare și apreciez tot ceea ce face. Mulțumim pentru ceea ce ne oferi și ne mândrim cu tine ca nemțean, să știi. Mulțumim! Nu am cuvinte, vă mulțumesc din suflet. Sunt onorat pentru această diplomă. Am o întreagă panoplie de diplome ca să o pun la loc de cinste. Și am adus acești doi copii minunați pentru că intenționat am luat pe scenă, pentru că eu nu sunt ceea ce sunt dacă n-ar fi ei. Așa că diploma le-o dau lor ca să, pentru că ei o merită. Să rămână, vă mulțumesc. O invităm pe scenă și pe Simon Minodora. În semn de recunoștință pentru contribuția adusă la promovarea turismului, a tradițiilor populare, culturii și arte din județul Neamț, Colț de Rai. Bună ziua! Vă mulțumesc din toată inima că ne-ați invitat aici și fiindcă am avut ocazia să oferim câteva momente artistice cu picii clasei pregătitoare. Nu avem voie să spunem școala, pentru că e normal, noi am venit voluntar. Și țineți-o tot așa, sănătate și numai bine. Să rămână mult! Felicitări și mult succes în continuare! Ion Mihaela. O doamnă specială alături de noi cu fiecare ocazie. Dragii mei, eu vă mulțumesc din suflet pentru această diplomă minunată, dar eu am aici niște ștrumfișori, ia să văd, mâna sunt ștrumfii mei! Pentru că noi astăzi am prezentat un program artistic, mulțumesc tuturor părinților, deci această diplomă este pentru grupa Ștrumfii și pentru toți părinții. Felicitări și mă bucur că ați fost alături de mine și să o ținem tot așa. Felicitări, doamna Oana, și la anul, ediția a doua, sper să fie mai multă lume prezentă. Datinile și obiceiurile nu trebuie să le înlătură, trebuie păstrate, pentru că din moși strămoși, eu așa țin minte că mergeam îmbrăcată la biserică în costum popular. Deci aceasta era de duminică ținuta mea pentru a merge la biserică. Și felicitări pentru tot ceea ce faceți. Noi suntem alături de dumneavoastră oriunde și oricând. Felicitări! Mulțumesc, Mihaela! Tu faci parte din sufletul romașcanilor de aici cu toată activitatea ta și noi te iubim tare mult. Încă o doamnă foarte frumoasă și alături de noi tot timpul, Lever de Mariana. Multe aplauze pentru doamna Mariana. Mulțumesc foarte mult. Da, vă mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc tuturor romașcanilor pentru prezență. Sunteți atât de frumoși îmbrăcați în ei, sunteți impresionant de frumoși. Felicitări pentru inițiativă. Îmi pare rău că n-am avut eu inițiativa ca și cadru didactic, dar o să ținem minte să implicăm și altă dată copiii. Încă o dată mulțumesc și felicitări. Mulțumesc. Am lăsat la urmă pe scumpa noastră colegă, nelipsită de la orice activitate și plină de viață. Iuliana Năstase Onu. Felicitări! Vă rog la doamnă și vă rog să spuneți la bine de bună.
Mulțumesc din suflet, Oana, că ne-ai permis astăzi să ne întâlnim, să fim atât de mulți, să ne bucurăm, să fim fericiți și să sărbătorim această zi minunată, să înțelegem că atunci când este bine, trebuie să ne bucurăm. Portul popular nu este o ținută vestimentară. Portul popular este un simbol pe care nu trebuie să-l uităm niciodată și să-l purtăm în sufletele noastre, în orice colț de lume am fi. Mulțumesc tare mult! Mulțumim! Noi îți mulțumim! Vreau să-i aplaudăm încă o dată pentru tot ceea ce fac, pentru păstrarea tradițiilor și obiceiurilor. Aplauze, Roman, aplauze, că suntem mulți în această după-amiază. Felicitări încă o dată tuturor. Oana, să știi că este aici o domnișoară foarte frumoasă care vrea să te felicite în mod special. Raluca se numește ea. Mulțumesc, Raluca, mulțumesc pentru surpriză. Petrecerea continuă. Eu aștept să dansăm o horă împreună, dacă tot ne-am pregătit. Spectacolul de acum începe și vreau să cântăm, să dansăm și să ne bucurăm așa cum ne șade bine nouă, românilor, romașcanilor, nu? Distracție plăcută tuturor! Mulțumim frumos! Cu siguranță se va dansa, pentru că mulți dintre dumneavoastră ați ieșit deja la dans, se și răcorește, nu mai aveți niciun fel de scuză. Așadar, continuăm programul. Cei care sunteți acasă, haideți alături de noi, ne găsiți în Parcul Municipal Roman. Petrecerea continuă, așa cum s-a spus ceva mai devreme aici, în cadrul evenimentului Cu mândrie poartă ie. Nu trebuie decât să îmbrăcați ia noastră strămoșească și să veniți alături de noi să petrecem frumos până târziu în seară, până la orele 20 de altfel. Se pregăte